Bine ați revenit! În cursul precedent am arătat că inductanța și capacitatea opun rezistență curentului alternativ și că numim această proprietate reactanță. O numim așa și nu rezistență, deoarece este diferită de rezistența electrică. Aceasta, din urmă, transformă parte din energia electrică în căldură, fiind deci un element de circuit disipativ. Pe când reactanțele se opun curentului fără a disipa energie electrică, fără a produce căldură. Reactanțele apar datorită tensiunilor care apar în bobine și condensatoare atunci când sunt conectate la o tensiune alternativă. Inductanța produce o tensiune prin fenomenul de inducție electromagnetică, în timp ce între armăturile unui condensator apare o tensiune datorită sarcinilor electrice care se acumulează pe cele două armături. Am mai arătat că o altă deosebire dintre reactanțe pe de o parte și rezistență pe de altă parte este aceea că reactanțele produc un defazaj între tensiune și intensitate. Și această proprietate a reactanțelor este foarte importantă pentru ceea ce avem de discutat azi. O bobină ideală, adică fără rezistență, caracterizată doar de inductanță, întârzie cu un sfert de perioadă intensitatea față de tensiune, așa cum vedeți în acest grafic. Puteți compara acest grafic cu cel în care tensiunea și intensitatea sunt în fază și veți înțelege mai ușor de ce în primul grafic intensitatea este în urma tensiunii cu un sfert de perioadă. Un condensator ideal, adică fără rezistență, fiind caracterizat doar de capacitate, întârzie tensiunea față de intensitate cu un sfert de perioadă, așa cum vedeți în acest grafic. Îl puteți compara și pe el cu graficul în care tensiunea și intensitatea sunt în fază. Am arătat în cursul de oscilații și unde cu titlul fazori compunerea oscilațiilor, că o mărime care variază sinusoidal poate fi reprezentată printr-un fazor. În cele ce urmează voi reprezenta tensiunile și intensitățile din circuit prin fazori. Fazorul este un vector rotitor care se rotește cu viteza unghiulară egală cu pulsația mărimii pe care o reprezintă și are modulul egal cu amplitudinea acelei mărimi. Dacă diferența de fază dintre două mărimi cu variație sinusoidală este constantă în timp, atunci și unghiul dintre fazorii care reprezintă aceste mărimi este constant în timp. Această proprietate ne permite să reprezentăm mărimile care caracterizează curentul alternativ prin fazori între care avem anumite unghiuri. Să analizăm întâi cazul în care elementele de circuit sunt legate în serie, așa cum vedeți în desen. Presupunem că elementele de circuit sunt ideale, de aceea nu voi vorbi despre rezistor, bobină și condensator, ci despre rezistență, inductanță și capacitate. Numim un astfel de circuit, circuit RLC serie. Într-un circuit serie, intensitatea curentului este la un moment dat aceeași prin toate elementele de circuit. Vom avea deci o singură intensitate, dar trei tensiuni. Cele trei tensiuni instantanee la bornele rezistenței, inductanței, respectiv capacității, au următoarele expresii. U mic indice R este I mic înmulțit cu R, U mic indice L este I mic înmulțit cu XL, iar U indice C este I mic
înmulțit cu XC. Adică U indice R este U maxim R înmulțit cu sinus de omega T, U mic indice L este U maxim L înmulțit cu sinus de omega T plus pi pe 2, pentru că la bornele inductanței tensiunea este în fața intensității cu un sfert de perioadă, și U indice C este U maxim indice C înmulțit cu sinus de omega T minus pi pe 2, pentru că la bornele capacității intensitatea este înaintea tensiunii. Tensiunea este în urma intensității cu pi pe 2 cu un sfert de perioadă. Este destul de dificil să aflăm, pornind de la aceste formule, ce expresie are tensiunea care se obține prin suprapunerea acestor trei tensiuni. Pentru că asta vrem să facem, vrem să găsim tensiunea totală pe circuit. Dar, așa cum am spus, putem simplifica lucrurile dacă reprezentăm tensiunile prin fazori. Și în acest fel vom avea trei vectori, U indice R, U indice L și U indice C, care reprezintă tensiunile efective pe cele trei elemente de circuit. Trei vectori rotitori, trei fazori. Voi alege ca axă de referință axa pe care reprezint intensitatea curentului, deoarece, așa cum am spus, intensitatea curentului la un moment dat este aceeași prin toate elementele de circuit. Și pentru că tensiunea la bornele rezistenței este în fază cu intensitatea curentului, reprezint tensiunea pe rezistență, U indice R, de-a lungul acestei axe. Știm că tensiunea pe inductanță este defazată față de curent cu 90 de grade înaintea curentului. Înseamnă rotire în sens trigonometric cu 90 de grade, așa că reprezintă această tensiune, U indice L, rotită cu 90 de grade în sens trigonometric, adică în sus. De asemenea, știm că tensiunea pe capacitate este în urma curentului cu 90 de grade, așa că o voi reprezenta tot perpendicular pe intensitate, dar rotită în sens invers trigonometric cu 90 de grade, adică în jos. Avem deci acești trei fazori care reprezintă tensiunile pe elementele de circuit. Cum găsim tensiunea totală, tensiunea rezultantă? Trebuie să găsim rezultanta celor trei fazori și pentru asta trebuie să facem compunerea lor vectorială. Ca să-i putem aduna, îi așezăm cap la coadă, așa cum vedeți acum. Și obținem ceea ce se numește diagrama fazorială a unui circuit serie RLC. Rezultanta celor trei fazori, care reprezintă cele trei tensiuni, este vectorul care pleacă din originea lui UR și are vârful în vârful lui UC, conform regulii de adunare a vectorilor. Modulul acestui fazor reprezintă tensiunea totală pe circuit. Înainte de a merge mai departe, ar fi bine să ne amintim că tensiunile despre care vorbim se pot scrie cu ajutorul legii lui Ohm. UR se poate scrie I ori R, UL se poate scrie I ori XL și UC se poate scrie I înmulțit cu XC. Deci în cazul reactanțelor, tensiunile se calculează înmulțind intensitatea curentului cu reactanța, similar cu calculul tensiunii pe un rezistor. Și acum voi aplica teorema lui Pitagora în triunghiul care apare în diagrama fazorială și observăm că U pătrat este egal cu UR la pătrat plus UL minus UC la pătrat.
adică U pătrat. Va fi I pătrat înmulțit cu R pătrat plus, aici voi avea I ori XL, aici I ori XC, așa că din nou I pătrat apare și se poate da factor comun, pe lângă XL minus XC la pătrat. Și dacă împart ecuația la I pătrat, obțin U pătrat supra I pătrat, este egal cu R pătrat plus XL minus XC la pătrat. Iar raportul U supra I, știm că ne dă o rezistență sau o reactanță, dar în cazul ăsta vorbim despre tot circuitul. Deci acest raport ne dă o mărime care caracterizează tot circuitul legat de cât de tare se opune el la trecerea curentului alternativ. Și acest raport, U supra I, se notează cu litera Z și se numește impedanță. Impedanța circuitului. Și atunci impedanța circuitului serie, pentru că să nu uităm, vorbim despre circuitul serie, va fi egală cu radical din R pătrat plus XL minus XC la pătrat. Și am găsit impedanța circuitului serie. Aceeași diagramă fazorială ne permite să calculăm și defazajul dintre curent și tensiune în acest circuit, adică unghiul phi din diagrama fazorială. Pentru că tangenta de phi se vede că este XL minus XC supra R, pentru că este UL minus UC supra UR, dar peste tot apare intensitatea curentului care se simplifică. Și deci defazajul circuitului serie se poate calcula cu relația tangentă de phi serie este XL minus XC supra R. Și iată că diagrama fazorială ne permite să calculăm și impedanța circuitului și defazajul total între tensiune și intensitate. Și acum să vedem cum stau lucrurile în cazul unui circuit RLC paralel. Într-un circuit paralel, tensiunea este la un moment dat aceeași pe toate elementele, deci vom avea o singură tensiune, dar trei intensități, așa cum vedeți în desen. Avem intensitatea prin rezistență, intensitatea prin reactanța inductivă și intensitatea prin reactanța capacitivă. Acum aleg axa de referință, axa pe care reprezint tensiunea. Pentru că, repet, tensiunea este aceeași pe toate elementele de circuit, datorită faptului că acestea sunt legate în paralel. Deoarece prin rezistență intensitatea curentului este în fază cu tensiunea, intensitatea curentului prin rezistență are orientarea acestei axe, I indice R. Intensitatea curentului prin capacitate este înaintea tensiunii cu 90 de grade, ceea ce înseamnă că trebuie să reprezint fazorul IC,
orientat în sus. Iar intensitatea curentului în inductanță este în urma tensiunii cu 90 de grade, ceea ce înseamnă că trebuie să reprezint fazorul IL orientat în jos. Pentru a găsi curentul total, adică curentul în ramura principală, trebuie să compunem cei trei fazori. Și pentru asta facem același lucru pe care l-am făcut cu tensiunile în cazul circuitului serie, adică așezăm vectorii cap la coadă și acum putem din nou aplica teorema lui Pitagora în triunghiul care a apărut. Și avem I pătrat este egal cu IR pătrat plus IC minus IL la pătrat. Adică I pătrat va fi fiecare intensitate se poate scrie raportul dintre tensiune și rezistență, respectiv reactanță. Aici voi avea U pătrat supra R pătrat plus U supra XC minus U supra XL totul la pătrat. U pătrat se poate da factor comun și împărțim ecuația la U pătrat și vom avea I supra U la pătrat este egal cu 1 supra R pătrat plus 1 supra XC minus 1 supra XL la pătrat. Dar noi știm că U supra I este Z, impedanța circuitului. Înseamnă că aici am 1 supra Z, de fapt am 1 supra Z pătrat, egal cu 1 supra R pătrat plus 1 supra XC minus 1 supra XL la pătrat. Și asta înseamnă că Z paralel, impedanța circuitului paralel, va fi 1 supra radical din 1 supra R pătrat plus 1 supra XC minus 1 supra XL la pătrat. Din nou, diagrama fazorială ne-a permis să calculăm impedanța circuitului RLC paralel de data asta. La fel, putem calcula și defazajul, unghiul Φ din diagrama fazorială. Se vede că tangentă de Φ este IC minus IL supra IR, adică aici am U supra XC, aici am U supra XL, aici am U supra R. R este deci la numitorul numitorului, trecerea numărător. Va fi deci R pe lângă 1 pe XC minus 1 pe XL. Aceasta fiind tangenta unghiului de defazaj pentru un circuit RLC paralel. Și acum avem formula pentru impedanța circuitului și de asemenea formula pentru defazajul în ramura principală pe care îl produce acest circuit RLC paralel. Bineînțeles că defazajul și în cazul acesta depinde de reactanțe și de rezistență.
Mai trebuie să vorbim despre un fenomen foarte important pentru circuitele RLC, fie ele serie, fie paralel, și anume rezonanța. Rezonanța este regimul de funcționare al unui circuit RLC în care nu avem defazaj între tensiune și curent. Adică unghiul phi este zero. Dar care este condiția să se întâmple acest lucru? Condiția este foarte ușor de observat din formule. XL trebuie să fie egal cu XC, atât în cazul circuitului serie, cât și în cazul circuitului paralel. Dacă XL este egal cu XC, phi devine 0, tangenta devine 0, ceea ce înseamnă că și defazajul devine 0. Deci condiția de rezonanță este ca reactanța inductivă să fie egală cu reactanța capacitivă. Dar cele două reactanțe depind de frecvență. Și anume XL este omega ori L, adică 2 pi ori nu ori L, în timp ce XC este 1 supra omega ori C, adică 1 supra 2 pi nu înmulțit cu C. Și observăm că în timp ce reactanța inductivă crește linear cu frecvența, reactanța capacitivă are o variație de inversă proporționalitate cu frecvența. Ceea ce înseamnă că graficele care ne arată reactanțele funcție de frecvență arată așa cum vedeți în acest desen. Avem linia albastră pentru XL, pentru că aici avem o creștere liniară, deci avem o dreaptă, o creștere liniară cu frecvența. Și avem o curbă care ne arată variația cu frecvența a lui XC și care arată așa pentru că, așa cum am spus, XC și nu sunt mărimi invers proporționale. Și asta înseamnă că întotdeauna cele două grafice se întâlnesc. Obligatoriu trebuie să aibă un punct comun. Pentru că în cazul lui XL avem o creștere de la 0 la infinit, în cazul lui XC avem o descreștere de la infinit la 0. Poate că vă puneți întrebarea de ce la frecvență 0 reactanța inductivă este 0, în timp ce reactanța capacitivă este infinită. Pentru că frecvență 0 înseamnă că nu mai avem variație a curentului. Avem un curent continuu, nu mai avem un curent alternativ. Iar tensiunea care se induce într-o bobină prin fenomenul de inducție electromagnetică este dată de legea lui Faraday, E este minus L ori de I pe dt. Și dacă nu mai avem o variație a curentului, această tensiune devine zero, ceea ce înseamnă că bobina, mă rog, în cazul ideal, reactanța inductivă, nu se mai opune trecerii curentului. În cazul condensatorului, reactanța este infinită la frecvența 0, pentru că dacă nu am curent alternativ, ci un curent continuu, condensatorul, de fapt, întrerupe circuitul. Circuitul e deschis. La bornele condensatorului apare o tensiune egală cu tensiunea sursei, dar polarizată invers și nu avem curent. Iar creșterea lui XL se datorează faptului că dacă frecvența crește, crește și DI pe DT, de fapt scade DT. Și atunci crește tensiunea indusă în bobină și bobina se opune tot mai tare la trecerea curentului pe măsură ce crește frecvența. În schimb, tensiunea pe armăturile condensatorului, dacă crește frecvența, nu apucă să ajungă la valori mari pentru că nu apucă să se acumuleze sarcină electrică multă pe cele două armături și din cauza asta, în cazul condensatorului, reactanța lui, reactanța capacitivă, scade când crește frecvența. Deci, repet, graficul ne arată că
indiferent ce valori au XL, respectiv XC, avem un punct în care cele două grafice se întâlnesc. Și asta se întâmplă la o frecvență pe care am notat-o cu nu 0 și care se numește frecvență de rezonanță și care este ușor de calculat dacă pornim de la condiția de rezonanță, și anume avem 2π ori nu 0, de data asta frecvența de rezonanță ori L, trebuie să fie egal cu 1 supra 2π ori nu 0 ori C. Adică 4π pătrat ori nu 0 pătrat ori LC este egal cu 1 sau nu 0, frecvența de rezonanță, este 1 supra 2π radical din LC, care se mai numește și formula lui Thomson. Și după cum vedeți, frecvența de rezonanță depinde de inductanța circuitului și de capacitatea circuitului, n-are nicio legătură cu rezistența pe care o avem în circuit. Dacă ne uităm la formulele impedanțelor, observăm că atât în cazul circuitului serie, cât și în cazul circuitului paralel, impedanța la rezonanță, să notăm Z, indice 0, devine egală cu R. Pentru că dacă XL este egal cu XC, obțin aici radical din R pătrat, adică R. La fel, aici, dacă XL este egal cu XC, această paranteză devine 0 și obțin în dreapta 1 pe 1 pe R, adică R. Deci, la rezonanță, ambele circuite se comportă de parcă ar fi alcătuite doar din rezistența R. Pentru că impedanța circuitului devine R și circuitul nu produce un defazaj, așa cum se întâmplă dacă avem doar un rezistor în circuit. Însă, există o diferență mai subtilă, totuși, legată de impedanță, și anume, pentru circuitul serie, impedanța la rezonanță, egală cu R, reprezintă, așa cum vedeți în acest desen, un minim, în timp ce pentru circuitul paralel reprezintă un maxim. Deci, R este cea mai mică impedanță pe care o poate avea un circuit RLC serie, dar este cea mai mare impedanță pe care o poate avea un circuit RLC paralel. Și se observă ușor de ce. Dacă această paranteză nu este 0, se adună ceva la R, indiferent ce semn avem în paranteză, pentru că se ridică la pătrat și Z crește. Aici, în schimb, dacă această paranteză nu este 0, crește numitorul, ceea ce înseamnă că Z scade. Și încă ceva, în cazul circuitului serie, tensiunea la bornele reactanței inductive este curentul în circuit înmulțit cu valoarea reactanței inductive, iar tensiunea pe reactanța capacitivă este același curent înmulțit cu XC. Dar dacă suntem la rezonanță, XL este egal cu XC. Ceea ce înseamnă că aceste două tensiuni sunt egale în modul, dar sunt defazate cu 180 de grade, pentru că una este cu 90 de grade înaintea intensității, cealaltă este cu 90 de grade în urma intensității. Și pentru că sunt defazate în fiecare moment cu 180 de grade, înseamnă că ele nu mai au nicio contribuție la tensiunea pe tot circuitul, pentru că se anulează reciproc. În cazul circuitului paralel, curentul prin condensator, prin capacitate, este tensiunea la bornele elementelor a grupării împărțită la XC, iar curentul prin inductanță, prin reactanța inductivă, este U supra XL. Dar din nou, XL fiind egal cu XC, suntem la rezonanță, cei doi curenți sunt egali, dar sunt opuși ca sens.
sunt defazați cu 180 de grade unul față de celălalt, pentru că unul este în urma tensiunii cu 90 de grade, unul este înaintea tensiunii cu 90 de grade. Deci la rezonanță, curenții prin bobină și condensator, în cazul ideal, că despre asta vorbim, prin reactanțe, sunt opuși ca sens și nu mai contribuie cu nimic la curentul în ramura principală. În final, probabil ați auzit despre fenomenul de supratensiune sau despre cel de supracurent care pot apărea în circuitele RLC. Să vedem despre ce e vorba. Să calculăm raportul dintre tensiunea la bornele unei reactanțe într-un circuit RLC serie și tensiunea la bornele circuitului, adică raportul U indice L supra U sau U indice C, pentru că la rezonanță cele două tensiuni am arătat că sunt egale. Să lucrăm cu UL și atunci vom avea I înmulțit cu XL supra I înmulțit cu Z. Dar Z la rezonanță, pentru că suntem la rezonanță. Curentul se simplifică și obținem XL supra Z0 și să vedem cât este XL la rezonanță. Ce valoare are reactanța inductivă la rezonanță? Este 2π ori nu 0 ori L, unde nu 0 este frecvența la rezonanță și știm că frecvența la rezonanță este 1 supra 2π radical din LC. Și atunci XL devine 2π înmulțit cu 1 supra 2π radical din LC, totul înmulțit cu L. 2π se simplifică și obținem că XL la rezonanță, XL0, are valoarea radical din L supra C. Și atunci raportul XL supra Z0 va fi radical din L supra C supra Z0, care este R. Ei, acest raport se numește factor de calitate, se notează cu litera Q, este factorul de calitate al circuitului serie. El se scrie de obicei Q serie egal cu 1 supra R înmulțit cu radical din L supra C. Și ceea ce este important este că acest factor de calitate, care, repet, este, ne arată raportul acestor tensiuni, poate să fie subunitar, poate să fie egal cu 1, dar poate să fie și supraunitar, în funcție de valorile pe care le au mărimile care apar aici. Dar dacă este supraunitar, înseamnă că și tensiunea la bornele reactanțelor la rezonanță este mai mare decât tensiunea aplicată pe tot circuitul. Fenomen numit supratensiune. Și acum să calculăm în cazul unui circuit paralel RLC raportul dintre intensitățile curenților prin reactanțe, sigur că vom lucra cu o singură intensitate, și intensitatea în ramura principală, adică I indice L supra I, sau poate să fie I indice C, pentru că, după cum știm, la rezonanță cei doi curenți sunt egali. Să lucrăm cu I indice L. I indice L este U supra XL, iar I este U supra R, pentru că la rezonanță impedanța circuitului este R. Adică este egal cu R supra XL. Dar acest XL este valoarea lui XL la rezonanță, XL0, care știm că este radical din L supra C. Și atunci, raportul nostru, care din nou se numește factor de calitate, se notează cu litera Q, dar este factorul de calitate al
circuitului RLC paralel, el se calculează, după cum vedeți, cu R înmulțit cu, aici am 1 pe XL0, radical din C sub K R. Și acest raport, din nou, poate să fie și supraunitar. De ce nu? Ceea ce înseamnă că la rezonanța circuitului paralel, curenții prin reactanțe, cei despre care am vorbit că au sens opus, pot fi mai mari, pot fi chiar mult mai mari decât curentul în ramura principală. Și avem, în acest caz, un regim de supraintensitate, de supracurent. Cum e posibil să avem supratensiune sau supraintensitate? Ceea ce se întâmplă, de fapt, la rezonanță este că bobina și condensatorul, reactanțele, schimbă între ele energie. Energie electromagnetică, cu frecvența de rezonanță. Și câtă energie schimbă între ele, este vorba despre energie pe care au luat-o de la sursă, au primit-o de la sursă, depinde de valorile inductanțelor, respectiv capacităților. Și atunci, această energie poate să fie mai multă sau mai mică. Iar acest schimb de energie între reactanțe nu afectează cu nimic restul circuitului, care, așa cum ați văzut, se comportă ca și când ar fi alcătuit doar dintr-un rezistor, atunci când suntem la rezonanță. Vă mulțumesc pentru atenție. În cursul următor va fi vorba despre energia și puterea curentului alternativ. Pe curând!